Vă salut, prieteni! Astăzi vom vorbi despre misterul doamnei Babușca, femeia care a filmat asasinarea președintelui american John F. Kennedy. Au trecut mai bine de 5 decenii de la asasinarea președintelui SUA, John F. Kennedy, și identitatea femeii cu basma supranumită doamna Babușca rămâne încă un mister, alimentând teoriile conspirative legate de moartea președintelui John F. Kennedy. După asasinarea președintelui John F. Kennedy, s-a instaurat haosul. Oamenii se culcau la pământ sau fugeau în toate direcțiile, temându-se pentru viața lor. Doar doamna Babușca stă neclintită, ca și cum nimic nu s-a întâmplat. Ulterior, poliția a căutat martori care au filmat asasinatul sau care au văzut din ce parte a fost împușcat John F. Kennedy. Dar toate camerele au fost fixate pe președinte și nimeni nu a văzut exact ce s-a întâmplat. Când poliția a adunat toate datele, au descoperit ceva extrem de interesant. Au descoperit o femeie cu basma și cu o cameră de filmat care părea că a filmat tot asasinatul. Poliția a demarat imediat o anchetă și au început căutările doamnei cu basma, pe care au denumit-o doamna Babușca, denumire dată din cauza basmalei pe care o purta. Au trecut zeci de ani de la asasinat și FBI-ul nu a reușit să determine exact identitatea doamnei Babușca, timp în care mai multe persoane au susținut că ele sunt doamna Babușca, dar nu au fost crezute din lipsă de dovezi. Dar un anumit suspect a ieșit în evidență în anul 1970, datorită povestirii sale neobișnuite. O femeie pe nume Beverly Oliver, care susținea că a filmat întregul asasinat cu o cameră Yashica Super 8, confiscată de doi agenți FBI înainte să developeze filmul. Agenții respectiv nu au prezentat nicio legitimație, dar susțineau că sunt agenți FBI. Agenții au spus că o să returneze filmul în termen de 10 zile, dar nu au făcut-o. Femeia nu a făcut nicio sesizare de frică să nu fie arestată. Femeia și-a susținut cu vehemență povestea, dar nimeni nu i-a dat crezare. Aparatul pe care ea spune că l-avea la asasinat, Yashica Super 8, a fost produs după 1969, adică după 6 ani după asasinat. Ea a susținut că era un model experimental și l-a cumpărat înainte ca aparatul să fie vândut pe piață. Alții susțin că în momentul asasinatului, ea avea doar 17 ani și era slabă și înaltă, și nu o femeie scundă și în vârstă. Mulți au susținut că aparatul doamnei Babușca era de fapt o armă de foc și doamna Babușca era spion rus. Nici până în zilele noastre nu au apărut indicii clare legate de identitatea doamnei Babușca. Poate că povestea lui Beverly Oliver este adevărată și aparatul de filmat chiar a fost confiscat de agenții FBI. Sau poate că adevărata doamnă Babușca încă nu a fost identificată și se ascunde împreună cu filmarea și adevărul despre moartea președintelui american John F. Kennedy. Nu uita să-mi dai un like, să te abonezi la canal și apasă clopoțelul pentru a fi notificat când postez ceva nou. Ne revedem în video următor.